Eu cred că trebuie să terminăm cu această propagandă, învățământul și sănătatea, prioritatea zero în România. Trebuie să terminăm cu această propagandă, învățământul și sănătatea, prioritatea zero în România. Deci, cred că trebuie să avem curajul să spunem că este momentul ca sectorul privat să fie prioritatea zero în România și nu învățământul, nu sănătatea, și nu sănătatea, și nu sănătatea, și nu sănătatea, și nu sănătatea.